Bună seara, București! N-am mai făcut de mult un spectacol, așa cum îmi doream eu până acum, în afară de cel de la majoratul meu, care a fost super ok, m-am distrat, sper că și voi v-ați distrat atunci. Și m-am gândit pentru cei care n-au venit la majorat sau pentru cei care nu s-au abonat atunci la canalul meu de YouTube, să vadă un spectacol cam la fel ca data trecută, numai că în casă. Pentru că, na, afară n-ai cum să filmezi din cauza COVID-ului. Așa că să nu mai lungim cu vorba și să începem. M-am gândit ca în această seară să-i dăm cu hâț. Pentru cei care știu, am avut hâț la majorat. Am o întrebare pentru voi. V-ați cerut vreodată scuze? Eu mi-am cerut de fiecare dată scuze și îmi cer și acum la anumite persoane și în general când fac o prostie. Dar pe lângă acest lucru, ați zâmbit vreodată? Eu am zâmbit. Sper că și voi ați zâmbit. Așa că DJ dă cu melodia aia super mișto care a fost la modă acum un an și cred că e și acum. Five Gang, scuze. Cine e pregătit sau pregătită? Cred că multă lume știe cine a devenit popular de curând. Nu știu dacă știți acum, în momentul acesta, despre cine este vorba. Despre Cheluțul, cățelul Dorian Pupa. Cred că mulți ați auzit de el. A scos și o piesă Dorian Pupa cu el, așa că... DJ, te rog! Mersi mult, DJ! Haide din nou, tati, nu ieși în afară, încă nu, nu, nu. Haide din nou, tati, nu ieși în afară, încă nu, nu, nu.
Dacă știți refrenul, să cântați și voi. Concertul meu este pe final, așa că mai avem două melodii și vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de mine și acest videoclip o să ajungă și pe YouTube pentru cei care sunt nerăbdători. Mai cânt o melodie pe care am cântat-o la majorat și una de final și acesta a fost concertul. DJ, care e următoarea piesă? Am auzit prin culise că se vorbea să băgăm pe la finalul concertului un sos, pentru că avem pe cineva care își dorește foarte mult sos. Da, nu știu, cred că am mâncat prea mult acum, în ziua de azi. Poate vrea să mănânce pizza, cine știe, și așa că băgăm un sos. DJ? Da, a zis că băgăm sos. Sos, doamnelor și domnilor! Am avut-o și la majora, pentru cei care știu. Din acest concert și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și da, după cum am zis mai devreme, pentru cei care știu refrenul melodiilor pe care le-am pus, puteți să cântați cu mine. Acest videoclip o să ajungă pe YouTube pentru că mulți vă doriți să postez de mult. Ați auzit de melodia pe balans al lui Gami și lui Mădălin? Dacă n-ați auzit de ea, o să o ascultați acum și o să mă vedeți pe mine cântând. Așa că hai să nu mai mergem cu vorba și să dăm drumul la ultima melodie din seara aceasta. Vino pe balans, vino
Ultimul stand, dar te urc, maxi pe cal. Eu mă aduce record, îți bate porumb în geam. Gamii OS, le trimit prin SMS. Emoji-uri cu chestii, cum să cad din iOS. Și că nu am niciun stres, am o șansă, nu-l ratez. Prin gatica în Logan, eu mi-au prins în Mercedes. Dar ce să știi tu, de steluțe pe capotă. Că ești doar un mucosea și te șterge tot la plătă. Ține-o pe balans, ține-o pe balans. Și voi refrenul.